Bine v-am găsit. Știu că localitatea Vărei sărbătorește ziua, să zicem așa, de Sfinții Constantin și Elena. Noastră, nu știu a câta ediție, dar după câte am auzit, avem și o sărbătoare foarte frumoasă și sunt foarte mulți doritori. Fie ai satului care vor să vină să se vadă această sărbătoare. Da, este adevărat. Atâta ediție. Le luăm, dacă ar fi să-i spun un număr, atâta ediție, aș zice a treia ediție. Pentru că e sărbătoarea care am reluat-o lor după mulți ani de absență. Mi-aduc aminte când eram copil, era o sărbătoare foarte frumoasă, la care fiii satului participau și cetățenii comuni participau cu mare satisfacție. S-a pierdut în timp. De când am luat primar, în 2012, prima mea grijă a fost să reiau din ceea ce era frumos în trecut. Între multe probleme e și acest eveniment. Anul acesta este, așa cum am zis, a treia ediție. Căutăm să-i dăm o valoare mai mare decât în anii anteriori și cred că vom reuși, pentru că pe lângă această sărbătoare cântănească, noi am căutat să organizăm și alte evenimente. De exemplu, tot în ziua de joi, de Sfântul Constantin și Elena, cu ocazia de aceste sărbători, vom inaugura Căminul Cultural. Da, o lucrare pe care dumneavoastră ați început-o de anul trecut, nu de bun. Da, o lucrare foarte importantă pentru comuna noastră. Având în vedere că aveți un liceu tehnologic aici în comună și copii care sunt membri ai unui ansamblu de dansuri. Da. Prin grupul de acțiune locală al zonei noastre de Ardebanul Buldea, am reușit să accesăm 60.000 de euro în proiect european pentru reabilitarea acestui cămin cultural. După mai puțin de un an de zile de la începerea lucrărilor, suntem acum gata să putem să pășim în acest blocaj de cultură, care, sincer să fiu, nu e pe măsura pretențiilor, pe măsura valorii comunei noastre. Dar pe acesta l-am moștenit. E o construcție de până anii 60. E modernizată. Am reușit, cu puținii bani care au fost și puținii bani care i-am mai pus din bugetul local, să-l aducem la un nivel de schimb frumos. Ne-ar face plăcere să avem ocazia să vă prezentăm atât de dumneavoastră, cât și la alți care vor să ne prăștească pragul cu această ocazie a inaugurării. Căminul cultural nu era necesar. Nu era necesar pentru că, așa cum a zis și dumneavoastră, în cadrul comunii noastre, avem destui tine, care am încercat să le îndreptăm pașii și către activitățile culturale, acele obiceiuri moși, strămoși, dase populare, cântece populare și, de ce nu, în ultimul timp ne-am masat și pe dansul modern. Cu așa ceva ne vom prezenta din partea cetățenilor, Căminul Cultural Dorin, cu dans popular, dans modern, cântece populare, toate specificile locului nostru. Am înțeles că aveți invitat și alte ansambluri amatoare, care localităților din jurul Bălenului. Da. Cine va veni? Da. Cine aveți invitat? Acum, sincer să fiu, mi-a fi dorit, așa cum am subliniat la început, da. Sigur, va fi mai frumos decât în edițiile anterioare, mi-aș fi dorit să fie mult mai frumos, să avem și noi ocazia să avem interpreți de marcă. Nu ne poate permite bugetul. Vă spun sincer, cu durere în suflet, dacă alte localități reușesc să urce pe scenele dumneavoastră artiști de marcă, noi ne mulțumim și rog această cale, cetățenii comuni doresc să înțeleagă această problemă, ne mulțumim să ne privim copiii noștri, să privim copiii și reușitele căminilor culturale de localitățile învecinate și aici aș aminti și cu această ocazie vreau să mulțumesc primarilor care au dat curs invitației mele, primarilor din comuna Nicolae Titulescu, din comuna Crâmpuia și din comuna Șervănești. Aceste ansambluri ale căminilor culturale din respectivele comune vor urca pe scena organizată în parcul nostru comunal și în finalul programului, începând cu orele 20, până seara târziu,
avem și un invitat de seamă, pe măsura bugetului nostru, domnul Roșoga de la Slatina, Zis și Dan de la Slatina. Da. Am participat la evenimentele noastre, s-a bucurat de mare apreciere din partea publicului nostru și sperăm ca și cu această ocazie să facă o prezentare frumoasă. Mai aveți o acțiune culturală Bușteni Țărani, care este organizată de foarte mulți ani. Tot astfel, tot în acea zi va fi? Nu va fi. În acea zi și e un lucru foarte bun, pentru că s-a aglomerat prea mult activitatea. Festivalul Niște Țărane, pe care dumneavoastră amintiți, este un festival național care se desfășoară, suntem la 10-a ediție, da, care va avea loc sâmbătă, pe 23 mai, în cadrul Căminului Cultural. Da. Avem anunțat... Dinu Sărau, Căminului... Fără discuție, sub egida marelui artist și la inițiativa marelui artist, a fost inaugurat acest festival. Suntem la 10 ediție, avem la ora actuală, peste 200 de participanți care și-au anunțat prezența. Sperăm să iasă, cum mai și de fiecare dată, un spectacol extraordinar. La acest spectacol, primăria, acest eveniment, primăria Comunii Olimpiei, de fiecare dată, și-a premiat cei mai buni artiști. A fost frumos, noi am dat dovadă de fiecare dată de ospitalitate, cei care au venit din comuna noastră, au fost primiți cu, cum se cuvine, da, cu pachetele mâncare, răcoritoare, și cei care au meritat au luat și premii în bani și diplome. Bani pe care dumneavoastră i-ați prevăzut de data asta în bugetul local? Sunt prevăzute an de an în bugetul local și cei care merită se vor bucura de aceste premii. Mulțumim, domnul primar, și să aveți petrecere frumoasă. Vă mulțumesc, este o zi foarte importantă pentru noi, ziua aceasta de 21. Vrem să-i dăm valoarea care a venit. De asemenea, după o zi de pauză, pe data de 23, cum v-am zis, cred că de dimineața până seara târziu vom fi spectatorii acestui frumos eveniment cultural, cultural, Festivalul Național Niște Țărani, care are loc în comuna noastră. Vă mulțumesc și eu.